Vești bune pentru botoșeneni. Municipalitatea a pregătit un nou centru de vaccinare destinat campaniei Maraton, care va avea loc în acest weekend. Campania Maraton va debuta vineri, 7 mai, și se va încheia duminică, 9 mai. Programul centrului oferă posibilitatea să fie accesibil pentru cât mai mulți cetățeni. Pe 7 mai, programul începe de la ora 7 și activitatea se va încheia la ora 20. Pe 8 și pe 9 mai, programul începe de la ora 8 și porțile centrului se închid de la ora 20. Tot pentru a facilita vaccinarea cât mai multor oameni, municipalitatea a decis suplimentarea mijloacelor de transport în comun care ajung la Cornișa pe traseul 6 cu frecvență modificată. Dacă până atunci circulau din 20 în 25 de minute, acum vor circula între 10 și 15 minute. Logistica personalului și materialele sanitare au fost asigurate de Primăria Municipiului Botoșani. A fost suplimentat și numărul voluntarilor din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, iar Poliția Locală va asigura ordinea și siguranța publică. Persoanele se pot prezenta pentru a se vaccina fără programare, iar dozele utilizate vor fi doar de la Pfizer.